Astăzi vom petrece următoarele 24 de ore folosind doar autopilotul din Tesla pentru o călătorie de la Cluj-Napoca până pe Transfăgărășan. Vom vedea dacă autopilotul poate face față curbelor strânse și serpentinelor de pe acest drum cunoscut. După ce ajungem pe Transfăgărășan, vom testa autopilotul la maxim pe acest traseu dificil, iar apoi ne vom întoarce înapoi la Cluj. Pe parcursul călătoriei, aproximativ un sfert din timpul vom petrece încărcând Tesloanca, dar astfel vom economisi aproximativ 400 de lei în combustibil. Transfăgărășanul este unul dintre cele mai impresionante drumuri din lume, cunoscut pentru altitudinea sa și peisajele extraordinare, așa că va fi interesant de văzut cum se descurcă autopilotul. Dar înainte să plecăm, vreau să mulțumesc membrilor canalului Darko, Vlad Andrei, Marmael, Maric și Assassin's Raw. Dacă vreți și voi să apăreți în următorul video, deveniți membri ai canalului. Acum hai să împachetăm și să ne pregătim de drum, să vedem dacă va face față Tesla acestui traseu dificil. Așadar, în videoclipul de astăzi ne va conduce autopilotul până în următoarea locație și aceea este Transfăgărășan, care este la 100 cât kilometri, mă? Deci, o să meargă mașina singură până pe Transfăgărășan și acolo vedem dacă o lăsăm acolo și o aruncăm în șanță sau. Deci am intrat pe drum de aici. Ho, ho, ho. Da, pentru asta am dat bani pe mașină. Gat, merge singură. Bun, și acum mai dăm frumos limita să meargă și ea cu viteză de oameni serioși. Dacă trebuie să țin numai mâna pe volan. Și acum frumos, elegant, această mașină va merge până pe Transfăgărășan. Și eu stau, uite așa, pe spate, de când dau acum scaunul, uite așa. A, bombocla. Și o să meargă singur, singurică. Acest videoclip îl filmăm după ce am postat prezentarea mașinii și vă mai pot spune încă o chestie pe care garantat nu am menționat-o, că nu am primit pneuri sau cauciuce de iarnă la mașină, care mă vor costa nici mai mult, nici mai puțin de 4700 de lei. Ideea e că mașina merge singură, pentru asta am cumpărat-o, ca să pot să merg singur cu ea, se vede, da? Deci ea știe să meargă singură și nu intră în șanț, Doamne ajută. Bă, merge bine, mă. Ia-te pe baba aia să vedem dacă ce face mașina. Ia, vom face un test, da? Tesla vede o mașină, dacă pune ditea mai frână, nebunesc. Ia, ia. Ia ce accelerează, mă, pe lângă ea să se dea șmecheră la femei, mă. Na, mă, ești nebun. Nu-i pasă, mă, la Tesla de nimic, mă. Bă, știe, mă, să meargă, mă, ești nebun. Deci nu vine să cred că merge atât de bine. Și n-am niciun stres, mă. Îmi beau la vață. Să mă fă dracu, să-mi beau la vața. Bun, acum mai avem doar 4,6 km și vom opri la un încărcător. Acolo facem plinul ca să ajungem până pe Transfăgărășan. Nu știu sigur dacă mai avem alte stații de încărcare înainte. Ar fi mișto ca să mai încărcăm încă o dată mașina, să putem să mergem bine pe Transfăgărășan. E de luat în considerare o chestie, că marcajele drumului sunt atât de proaste, încât mie și mie greu să-mi dau seama pe unde merg. Deci gândiți-vă că totul e șters, nu au mai fost făcute marcajele astea în viața lor. Și merge, tată, se ține frumos, uite vărul din față de alba, merge liniștit și noi la fel, ia da, mă. Mașina asta merge, mă, mergi mii de kilometri, mă, asta e bolid, serios. Uite aici cum menține distanța, mă. Este mașină de lux. Bun, ne auzim imediat de la charger. Și în sfârșit am ajuns la prima stație de încărcare, unde voi lăsa mașina să se încarce puțin, cât timp noi mâncăm ceva, iar după vom mai încărca încă o dată mașina la maxim în Sibiu, dar până atunci, simplu este un vlog continuu. Poftă mare, doamne, de lux. Aici sunt bani din donații pe 2 săptămâni. Avem muzică de drum bun. Ce înseamnă muzica? Nu, astea-s vrăjeli, astea-s vrăjeli, astea-s vrăjeli. Hai, de aici începe treaba bună. Uite aici, frumos, țancă, uragan, Florin, salam, Nicolae Guță, așa nici nu știu cine sunt, necunoscuți. Uite poza asta, uite aici, gândește că ești trist, știi, și conduci cu mașina aia, de, îți vine să intri direct în tir. Aceea aici, Costel Biju, frumos, la o mână, serioasă. Uitați, tată, cum merge pe autostradă, BMW-ul ăsta, serios, frumos, maneluța e maneluță, mașina merge în continuare, viteză regulamentare, eu n-am niciun stres, eu mă jur pe orice, mă pun, uite, uitați cum merg ăștia inconștienți ăștia cu viteză. Deci, eu pot să mă pun la somă, tată, mă, mașina asta, deci mă jur că feature-ul ăsta, să poți să stai așa liniștit și să nu trească să te stresezi prea mult, e altceva, mă. Și merge mașinuța liniștită. Asta e chestia foarte mișto la Tesloanca. Am încărcat-o odată, plătit acum, deci, aproximativ 80 de lei pentru încărcarea respectivă. Mai avem acum 24% și vom mai încărca încă o dată în Sibiu și după aceea o să mergem direct pe Transfăgărășan și o să mai filmăm de acolo și o să vă arăt cum o să meargă autopilotul pe curbele aia strânse de pe Transfăgărășan. By the way, dacă vreți să facem un experiment și să vedem ce se întâmplă dacă nu mai dau eu din volan, deci efectiv aici la Tesla îmi cere odată la 15-20 de secunde să ating volanul. Ce se întâmplă dacă nu mai ating volanul? Că are normal un sistem din ăsta de siguranță și ar trebui să se tragă pe dreapta, să dea claxon, să dea avarii. Dacă vreți să facem chestia asta, nu uitați să scrieți în comentarii și haideți să mergem la încărcător pentru a doua oară. Bombocla. Haide, mia, mia, amor. Sănătate, să fim sănătoși. Nici un singur
stres. Mă jur, aici trebuie să-mi iau șampanie. Bună ziua, dragi prieteni, aici Andreea Esca, în subteranul parcării Promenada din Sibiu. Încărcăm aici mașina la maxim și după aceea mergem pe Transfăgărășan ca să fie acolo haz, să avem electricitate, să fie totul bine. Da, hai, ne vedem de pe Transfăgărășan, pa! Este dacă au ca la Cluj Bacararuj, că eu numai cu de la mă da. Ba da, mă, uite Bacararujul, mă. Nimă Bacararujul. 12,99 lei. O să vă dau feedback în mașină dacă miroase ca Bacararuj. Dacă nu, o să-l dăm produsul înapoi și o să spunem că suntem nesatisfăcuți. Vom lua acest QR, un scanar. Bun, aș vrea ca să deschid ăsta, în timp că dacă tot suntem în mers, ne și plictisim, nu conducem pofte plăceri, să deschid și eu ăsta să văd cum miroase, pentru că sunt foarte curios. Foarte important, trebuie să stau cu ochii la drum, așa, să mă uit foarte bine la drum, să nu se întâmple ceva. Eu sunt pregătit aici să acționez în orice moment și în orice clipă. Ia să vedem, bam, bam, bam. Îmi plac foarte mult tirurile care îmi dau cu pietricele în parbriz, e foarte frumos. Casco-ul de-abia așteaptă să primească o daună din partea mea. Ia fiți atenți, mă, cum înconjoară. Niciun singur stres nu are, mă. Asta-i Tesloanca mea, mă. Asta-i, mă. Te dezi, mă. Uite, intră în oraș, vede 50. Poc, merge 50 să nu ia poliția permisul, cum l-am mai luat în trecut. Frumos. Hai să vedem a ce miroase acest Bacararuj. Dacă pot să-l arunc direct sau nu, stai așa că trebuie să deschidem aici. Are o tentă așa de Bacararuj. Stai așa să-l pun pe ăsta și după vedem ea. Să nu dăm cu Bacararuj din ăsta pe scaune, că ăsta are alcool, se duc scaunele pe dracu. Dă-i cu Bacararujul, cu frâna. Ia, mă, bun. Și ia să vedem. Trebuie să dea doamna producție check-ul să vedem dacă este Bacararuj sau nu. Nu? Dar mă, că e foarte concentrat, mă, de asta, mă. E calitate, mă. La 12 lei Bacararuj cu ăsta, dacă miroase așa, chiar mă dau și pe gât cu ăsta să mor eu dacă nu. Bacararuj. Pune frumos așa ca tiriștii. Trebuia să-mi cumpăr cruciuliță, dar n-am mai găsit pe stoc. De asta am cumpărat Bacararujul ăsta. Și acum miroase mașina super frumos. Aia zic, tata, bomboclat. Mai trebuie să mai facem din astea în timpul mersului, că nu-i nici ea acum creier AMG, dar până la urmă e mașina de 50.000, adică nu-i apartament. Bun, suntem la poalele Transfăgărășanului și sunt curios dacă o să reușească autopilotul să facă curbele singur. O să fiu aici foarte grijuliu, să nu facă vreo prostie. Hai, tata, ia. Ia, mă, că reușește, ești nebun la cap, că nu-s curbe simple. Opa, că el vrea pe contrasens. Pe contrasens nu e voie. Trebuie să lua încă. Hai mai departe. Bă, chiar sunt curios cât o să reușească, gen, să țină pasul. Nici nu lăsăm aici limită de 90 de km pe oră, așa zice auto ciofii ăsta. Dar nu lăsăm cu 90, că nu prea am eu încredere cu 90. Bun, hai că avem aici o curbă foarte... Merge pe contrasens. Nu știe, mă, asta, mai de la țară. E, asta strâns, sunt curios dacă o ia bine sau nu. Hai, tata, încetişor. Vezi banda? Trece tot timpul pe contrasens. Cred că Tesloanca are alte gânduri cu mine. Hai că mai încercăm acolo sus. Ia, asta trebuie să o ia fără probleme. Că nu e chiar așa de strâmtă. Ia să vedem. Fără contrasens și fără șanț, please. Acum ne băgăm în șanț. Bun, hai să vedem. Aici asta ar trebui să fie ok, să se dă maxim 50 de km pe oră. Bun. Bă, aici se descurcă. Deci se și vede când sunt curbe în astea așa mai strânse, nu se descurcă. Dar acum n-are nicio problemă, deci acum e ok. Deci, ia, ia. Bravo, mă, Tesloanca, mă. Știe, mă, ea știe în teorie, la practică e problema câteodată. Uite, mă, cum merge, mă, pe Transfăgărășan nebuna. Aici din nou s-a panicat un pic. Da, mă. Da, uite. Deci aici merge, n-are stres. Deci când sunt curbele prea strâmte, nu mai știe efectiv cum să vireze. Asta e chestia nașpa. Ia. Aici din nou, fără probleme. Poate nu am dat cu biciu, mă. Poate aveam nevoie de un bici din ăla, știi, să-i dau că nu știe să meargă bine. Tot timpul să țineți minte că astea două mânuțe e cel mai bun autopilot pe care îl puteți folosi ever. Uite, mă, frumos cum se ia curba, lean. Nici nu ne mișcăm în mașină, mă. Uite aici ce frumos. Ca pe Fortnite. Acum luăm high ground-ul și o să vedeți după, îi rupem pe toți. Dăm win și luăm în sfârșit earnings din nou. Mișto, mă, tată, mă. Lasă că ajung eu sus imediat de nu bag un micuț. Doamne, mi-e poftă să mănânc acum un micuț din așa, știi? Bun, dragii mei, astăzi am venit să vă prezint noul meu teren pe care mi l-am achiziționat. Puteți observa că toată partea asta e acum deținută de Simplistu Media Network. Aici o să facem niște videouri mișto, o să facem niște challenge-uri nebune. Da? Pot să vă spun sincer, Tesloanca se descurcă de minune în curbele astea din punct de vedere la electricitate. Deci de când am intrat pe Transfăgărășan a crescut estimarea cu cât o să ajungem sus. Chiar e impresionant. Peisaje de genul, eu n-am fost niciodată pe Transfăgărășan până acum, dar peisaje de genul nici în Elveția nu am văzut
așa peisaje. Și gata, s-a sfârșit și drumul bun, putem să intrăm în șanț. Și am ajuns, ați zice, prima mare pe care o văd anul ăsta. Ia uite, mă, nisipul. Ia uite. Frumos, mă, îmi place. Ia, mă, chiar tot. Ia, bomboclat. Ia uitați-mă. Felina cu 530 de cai, că n-am avut bani de alta. Ia uitați, mă, GT-ul, mă. Și uite cât de curată e, mă. Uitați, acolo e Sulina, acolo e Bucureștiu și acolo e San Francisco. San Francisco, mami lui de San Francisco. Bun, acum ne îndreptăm înapoi spre Cluj. Am făcut încă un lin la Sibiu, pentru că mai era nevoie ca să ajungem până la Cluj. Mergem frumos cu autopilotul aici pe autostradă, nu e nicio problemă, merge perfect din punctul ăsta de vedere. Și da, până acum se comportă tot ok. Singura chestie care a fost mai slabă a fost într-adevăr unde erau curbele alea un pic mai strânse și acolo clar că nu prea avea acum autopilotul să funcționeze perfect, dar în rest e în regulă. Bun, în sfârșit am ajuns în Cluj-Napoca, e foarte târziu, e ora 4 și 18 minute. Bun, haideți ca să alegem acum un loc de parcare. Uite, cred că o să-l aleg pe ăsta ca să fie frumos în centru parcării. Așa, și hai tata să vedem dacă știe să parcheze singură sau nu. O plouat și la Cluj, e o vreme foarte, foarte nașpa. Dar până acum se descurcă. Ideea e că eu trebuie să fiu doar atent să parcheze bine, să nu aibă niciun stres, totul să meargă bine. Hai să vedem. Bun, 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 încet, 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 încet. Opa, gata. Eu parcat-o singură, mă. Totul în regulă, și un pic obosit după cum bine observați. Haideți acum să ieșim afară din mașină și să vă spun mai multe despre această drumeție. Bun, deci cam atâta a fost cu drumeția noastră. A fost totul destul de în regulă și autopilotul și-a făcut treaba cât a putut. Așa că dacă mai aveți alte întrebări legate de autopilot sau de Tesla și mai vreți să mai facem alte vloguri cu ea, puteți să-mi lăsați în comentarii. Eu am fost Simplistu și ne vedem data viitoare. Multă baftă, pa, pa!